Furtul a avut loc ieri pe o stradă din municipiul Botoșani. Bătrânul de 70 de ani avea în mână un telefon, iar un individ de 22 de ani a trecut pe lângă el și i a furat. Martor la infracțiune a fost un Botoșean care a pus mâna pe hoț și nu i-a dat drumul până la sosirea polițiștilor. Oamenii legii au deschis pe numele făptașului un dosar penal pentru furt, urmând ca cercetările să continue sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Botoșani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost recuperat și restituit persoanei vătămate. Totodată, pe numele tânărului de 22 de ani, a fost întocmit un dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt. Bătrânul și-a recuperat telefonul, iar făptașul își va afla pedeapsa la finalizarea cercetărilor.